Dacă ai o barcă cu pânza, ai două metode de a o folosi. Una este să speri că vântul te aduce într-adevăr unde ai nevoie să ajungi. Cealaltă metodă este să înveți să folosești pânze în așa fel să ajunge unde vrei tu, independent de vântul. Care ți se pare cea mai convenabilă? Salut, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că capacitatea de a înțelege ce este sub controlul nostru și ce nu este, este absolut fundamentală pentru orice performanță, de asta vorbim astăzi. Adică despre obsesia pe care unii au despre control. Există niște chestii care sunt sub controlul nostru, alte nu. Nu are niciun sens să ne plângem, nu are niciun sens să ne împotrivim. Adică vântul, mare, economia, genetica, multe chestii sunt complet afară din controlul nostru. Și trebuie pur și simplu acceptate, pentru că a se lupta cu ceva care pur și simplu nu este sub controlul tău, da ca singurul rezultat frustrare. Deci, în momentul în care eu am o barcă cu pânza, sunt complet la îndemână de puterii astea imense, adică curentul oceanului, vântului, adică niște chestii pe care eu trebuie să le iau ca atare. Ce sens ar avea să mă plâng că vântul nu bate în direcția potrivită? Dar pe ce am control? Am controlul asupra felului în care eu folosesc pânza, care este ceva complet magic. Cine nu se pricepe, nu poate să crede. Eu prima dată am rămas complet uimit. Adică vântul merge pe așa și tu cu barca mergi în cealaltă direcție. Și partea cea mai incredibilă, că dacă te pricepi, reușești să mergi cu viteza aproape dublă cea a vântului. Nu prea înțelegi din punct de vedere mecanic cum este posibil. Deci, metafora asta mi s-a părut mereu așa de frumoasă sub multe puncte de vedere, pentru că, vezi, o tentație pe care o avem mereu, în afară de a ne plinge de vântul, de curent, de mare, de felul, că asta e o activitate complet sterilă și are legătura cu ce spuneam ieri despre vampir energetic, pentru că unul care se plinge de mare sau de vântul nu e de niciun folos. Conceptul este, hai să vedem ce se poate face. Dar e un alt aspect. Unii nu vor să consideră că e prea complicat să înveți să folosească pânza și se gândesc să folosească barca cu motor. Într-adevăr, barca cu motor e ceva foarte comod. Dai drum, pornești și nu mai ai treaba cu direcția vântului, cu curentele marine, pentru că la un moment dat mergi unde vrei tu. Dar e o problemă. În primul rând, motorul face zgomot. Poi face benzina poluază e poi mereu ai nevoie de benzina. În momentul în care se termina, nu mai mergi nicăieri. Deci, metoda cu motor este cea care eu numesc soluția violentă, care într-adevăr dă niște rezultate pe termen scurt. Și noi mereu tentația violenței în familia, cu copii, violența uneori fizică, din păcate, uneori verbală, că violența e o metodă comodă pe momente de a obține un rezultat. Dar pe termen lung este devastatoare, cum știe perfect oricine. Aceeași lucru se întâmplă și cu pânza și evident cu viața noastră. Și asta e legătura pe care putem face când am vorbit de starea de flow. Adică starea de flow nu înseamnă a merge după curent, înseamnă pur și simplu să înțelegi curentul și să-l folosești pentru obiectivele tale. Soluția barca cu pânza e ceva cu energia nelimitată și cu care dacă te pricepi faci ce vrei. Evident că dacă nu înțelegi, ești pur și simplu trebuie doar să te rogi că lucrurile să meargă exact cum vrei tu. Dar de obicei, oceanul și vântul nu prea interesează unde vrei să mergi tu. Dacă nu te ocupi tu de a alerga după obiectivele tale, rare ori vântul te ajută.
Vorbim mâine. O zi bună în continuare.